FC Zalău va susține mâine după amiază ultimul joc din turul campionatului, urmând să întâlnească în deplasare ASEA 2 Târgu Mureș, echipă clasată pe locul 11 în clasament. Ajunsă pe locul 4 după remiza de pe teren propriu cu Sănătatea Cluj, FC Zalău speră să termine turul sezonului printr-o victorie, care ar putea o readuce pe podiumul Ligii a 3-a, acolo unde a și fost până în etapa de la finalul săptămânii trecute. FC Zalău va evolua mâine după amiază pe terenul celor de la ASA 2 Târgu Mureș, echipă clasată pe locul 11 înaintea jocului cu FC Zalău. Favoriți teoretic suntem, o să vedem. E final de sezon și ei s-au obosit, noi am avut și foarte puțin, gândiți-vă că noi suntem 16 jucători, aceiași jucători joacă, schimbările sunt foarte puține și calitativ nu ce ne-am dorit, dar încercăm să facem tot ce e posibil să câștigăm acolo. Suntem favoriți, doresc să avem un pic de liniște ca să putem să pregătim jocul mai bine. Și o să vedem la finalul turului ce se întâmplă, o să tragem linie în liniște și să vedem ce se întâmplă. Sănătatea are meci greu la cei de la Sibiu, cu Sibiu la Sănătatea, plus noi avem un meci ușor, dar față de ei, meci mai ușor, luat așa pe ansamblu. Și cu aceasta, că fiind ultima etapă pe teren propriu, mulțumim celor care au fost tot turul, spectatorilor, cei care sunt aproape de fotbal și le urez un an bun. FC Zalău are 26 de puncte acumulate înaintea jocului de mâine, iar ocupanta locului 3, Comuna Recea, are 27 de puncte. Maramureșenii joacă pe teren propriu, urmând să întâlnească Gazmedan 2 Mediaș, iar o remisă sau un succes al medieșenilor ar fi rezultatele cele mai favorabile pentru zălăuani. Partida dintre ASA 2 Târgu Mureș și FC Zalău este programată la ora 14 pe stadionul Transil 2 din Târgu Mureș. În cadrul ultimei etape a turului au fost programate disputele Sănătatea Cluj, FC Hermannstadt, Unirea Jucu, Recolta Dorolț, CS Oșorhei, Unirea Deș, Metalurgistul Cugir, Viitorul Ulmeni și CS Iernut, Avântul Reghin.